Salutare, dragi prieteni, sunt Dani Popescu și astăzi nu vom vorbi despre mașini, ci despre tehnologia 5G. Am creat acest canal secundar tocmai pentru a pune online și altfel de clipuri. Chiar dacă nu va face multe vizualizări, sunt sigur că cel puțin 10.000 de oameni vor fi interesați de acest subiect. Hai să începem! 5G-ul va fi o revoluție în tehnologie sau ne va cauza cancer tuturor? Dacă veți căuta pe Google 5G păsări, o să găsiți o grămadă de videouri cu poze și sute de păsări moarte în Olanda pentru că s-a dat drumul la 5G. Ideea este că în ziua de azi, o grămadă de oameni transmit informațiile mai departe fără să verifice informația. Dacă veți căuta, o să vedeți că aceste povești cu păsările moarte din Olanda sunt un hoax, adică doar niște farse. E bine să verifici informația înainte să răspundești tâmpenii, mai ales că e foarte ușor să faci asta. Îmi aduc aminte că de Crăciun, în 1997, mi-am cumpărat primul meu telefon mobil, Ericsson 628, și îl puteam folosi doar pentru a suna și transmite mesaje SMS. Am avansat apoi la servicii VAP, unde conectivitatea la internet se putea face direct de pe telefonul mobil și trebuia să dau refresh dacă vreau să văd ce mesaje noi aveam pe Yahoo Messenger. Cu ajutorul tehnologiilor 3G și 4G LTE, de astăzi avem în esență internet cu noi oriunde avem semnal la telefon. Chiar și așa, vitezele pe 3G sunt oarecum mici când le comparați cu conținutul disponibil în prezent și în timp ce 4G poate atinge tehnic viteze până la 100 de megabits pe secundă, realitatea este că majoritatea dintre noi au viteza de date sub 50 de megabits pe secundă. De ce ne trebuie 5G când de fapt nici 4G nu s-a băgat peste tot? Poate părea surprinzător faptul că se dezvoltă tehnologii 5G, chiar dacă numai 8 țări din lume au o penetrare 4G de peste 80%. Pentru a înțelege modul în care 5G se va diferenția de generația anterioară, este important să înțelegeți atât progresele realizate până acum, cât și limitele tehnologiilor existente. Raționamentul ăsta e valabil de multe ori în viață când vrei să înțelegi ceva. Degeaba înțelegi o creangă a unui copac dacă nu înțelegi că face parte dintr-un copac, care are un trunchi și ramuri, așa că hai să înțelegem copacul. Din perspectiva omului de rând, cel mai mare impact l-a avut creșterea vitezei prin introducerea 3G. În sfârșit, internetul mergea decent pe telefon. 4G a asigurat o securitate sporită față de conexiunile de date de pe 3G și un plus de viteză. Vitezele de 4G au fost comparabile cu unele conexiuni Wi-Fi de acasă, deci puteai vedea filme și downloada orice pe telefonul mobil ca și când ai fi fost la tine acasă. Acestea au fost avantajele din perspectiva omului de rând, dar datorită noii infrastructuri, au existat și unele dezavantaje pentru companiile care le implementează. Investiții importante în infrastructură necesare pentru implementarea 4G. Conectivitatea în orașe slabă. Înseamnă că operatorii trebuie să instaleze cât mai multe echipamente și antene pentru a acoperi zone similare cu generațiile anterioare. Conexiunile 4G sunt ineficiente din punct de vedere al puterii. Cum se va diferenția 5G? Deoarece 5G este încă în curs de dezvoltare și abia se începe implementarea, este important să înțelegem următoarele puncte mai degrabă ca niște concepte decât fapte. Implementarea 5G va crea un salt tehnologic enorm care ar putea impacta lumea întreagă. Va schimba modul în care utilizăm internetul și modul în care cei care ne vând internet ni-l furnizează. O estimare actuală a vitezei maxime la care ar putea ajunge 5G în viitor este de aproximativ 10-20 de gigabits pe secundă, ceea ce este mai rapid decât orice serviciu internet existent pentru consumatori, mai mult și decât cele clasice prin cablu. Filmele de calitate pot fi descărcate în câteva secunde, iar apelurile video ar putea fi în format Full HD, QHD sau chiar rezoluție de 4K. Cu toate acestea, viteza nu este singurul lucru pe care cei care au gândit 5G-ul vor să-l îmbunătățească. O altă componentă poate și mai importantă este latența. Latența înseamnă întârzierea care are loc înainte de stabilirea conexiunii, adică de fiecare dată când este trimis un pachet de date. Rețelele actuale au o latență de până la 50 de milisecunde la o conexiune medie, ceea ce înseamnă că datele nu sunt transmise în timp real. 5G ar putea avea latența chiar și de 1 milisecundă. Acest lucru este foarte important pentru Internet of Things și pentru dispozitivele conectate. Senzorii ar putea interacționa cu rețelele în timp real, făcând posibilă printre altele utilizarea autoturismelor în mod complet automat. Doctorii ar putea realiza operații în timp real cu ajutorul brațelor robotice, oriunde pe glob există semnal, și multe altele. Întrebarea românului: de ce avem nevoie de 5G? Da, sunt multe tehnologii în curs de dezvoltare care vor să ne facă viața mai ușoară și mai toate se bazează pe comunicația de mare viteză în timp real, oriunde și oricând, și pe lângă asta tehnologia în general rezolvă mai multe probleme decât creează. În timp ce datele mobile mai rapide și mai puțin latente ar putea să nu fie ceva la care omul de rând nu se gândește încă, este clar că 5G va fi necesar pentru a putea permite următoarea generație de streaming video de înaltă definiție, pentru comunicații în timp real și aplicații avansate Internet of Things. Există provocări? Da, în orice tehnologie cu potențial disruptiv, nu toată lumea privește cu ochi buni schimbarea. Sunt foarte multe companii la nivel global care depind de forma actuală prin care avem acces la internet. De exemplu, dacă vei avea super viteză la telefonul mobil, de ce vei mai avea nevoie de internet prin cablu? Toate companiile care au investit masiv în crearea de rețele cablate prin localități vor trebui să își regândească modelul de afacere cu costuri considerabile. Bine, dar o să fac cancer de la 5G sau nu? De ce să mint? Răspunsul nu este clar.
Pe baza principiilor fizice pe care le cunoaștem acum, șansele să faci cancer de la 5G ar fi foarte mici. Pe de altă parte, umanitatea încă nu înțelege 100% cauzele apariției cancerelor, deci ar fi greu să spună cineva că 100% nu ne poate afecta. Haideți să încercăm un pic împreună să înțelegem de ce unii zic că 5G-ul ar putea să cauzeze cancer, cât sâmbure de adevăr este și dacă ar trebui să ne îngrijorăm. Cei care spun că am putea să facem cancer de la 5G se tem de radiațiile emise de echipamentele folosite. Și atunci, ca să înțelegem copacul, cum v-am spus mai devreme, haideți să o luăm cu începutul. Ce este radiația? Conform definiției, radiația este transmiterea energiei sub formă de unde sau particule în spațiul înconjurător. Dar Andy, ce înseamnă asta în termeni mai simpli? Păi să vă dau niște exemple. Lumina care vine de la soare, căldura pe care o dă caloriferul sau semnalul pe care îl primești radio la mașină, toate sunt forme de radiație, fiecare cu o formă de undă specifică. Mor de la radiațiile astea? Știți și voi că în general nu. Ce alte tipuri de radiație mai știm? Știm că dacă mergem la doctor, ne face o rază ca să ne vadă oasele sau diverse organe și să ne spună dacă suntem bolnavi sau nu. De la asta mori? Nici de la asta în general nu mori. Deși mai periculoase decât primele, ca să mori trebuie să fii expus foarte des la ele. Există și radiații mai periculoase. Toată lumea a auzit de bombe nucleare, Chernobyl și radiațiile care au cauzat și încă mai cauzează cancer și alte boli înfricoșătoare. De la asta mori? Din nou, în funcție de expunere, răspunsul variază. În schimb, la acesta este suficient să fii expus mai puțin timp ca să fii afectat. Bine mă, Andy, deci există multe radiații, dar cum știm care sunt mai periculoase și care sunt mai puțin periculoase? Păi există o clasificare a lor după modul în care afectează materia pe care o întâlnesc în cale, inclusiv corpul omenesc. Radiațiile se împart astfel în ionizante și neionizante. Care e diferența între ele? Păi e mai simplu decât credeți. Ionizantele sunt alea care sunt capabile să modifice structura internă a atomilor din care suntem alcătuiți. Deci afectează ADN-ul și organele interne. Și cele neionizante sunt alea care nu pot face asta. Nu ne afectează. Bun, am înțeles cu ionatanele astea. Și 5G-ul de care e? 5G-ul se apropie mai mult de radioul de la mașină decât de Chernobyl. Este neionizant și deci în principiu nu ar trebui să ne afecteze. De ce doar în principiu? Pentru că de fapt trecerea de la radiațiile neionizante și ionizante nu este ca de la alb la negru, ci este mai degrabă o trecere progresivă. Nu e o zonă albă sau neagră, e o zonă gri, cu multe tonuri de gri, care țin de alte caracteristici ale radiației și formei de undă asociată. Ca să vă explic în termeni simpli, vreau să vă imaginați că acest clip la care vă uitați acum este format din milioane de pixeli pe ecran și fiecare pixel de ăsta îl primiți de la YouTube prin internet unul câte unul. Dacă vă uitați pe telefonul mobil la acest clip, veți primi acești pixeli prin intermediul unei unde de radio, adică semnalul de la telefon, de la stâlpul GSM, Vodafone, Orange, Digi sau ce-o fi. Unda asta arată cam așa. Pe fiecare vârf al undei voi primiți câte un pixel. Asta se întâmplă de milioane de ori pe secundă. Din acest motiv voi nu simțiți acest proces. Să presupunem că în fiecare secundă voi primiți câte un milion de pixeli care formează imaginea la care vă uitați în secunda asta. Pentru secunda următoare este nevoie de alți un milion de pixeli. Dacă aceștia nu ajung la timp să formeze secunda următoare de clip, clipul se blochează și voi o să spuneți că merge prost internetul sau că nu aveți semnal. Și acum vreau să vă imaginați că în aceea secundă voi primiți dublul de pixeli, adică 2 milioane de pixeli, ceea ce înseamnă că ați primit în același timp ca mai devreme dublul de date. Deci aveți asigurată și secunda următoare din clip, deci clipul nu se mai blochează. Internetul mai merge bine și are viteză mare. Pe exemplul nostru, forma asta de undă ar arăta cam așa. În același timp, ați primit dublul de pixeli. Dar observăm că pentru asta, unda a trebuit să fie și mai deasă. Cât de deasă este unda se numește frecvență și se măsoară în hertz. Hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz. Cu cât unda asta este mai deasă, deci o frecvență mai mare, cu atât pot transmite mai multă informație mai repede, deci internet de mai bună calitate. În schimb, cu cât unda este mai deasă, adică frecvența mai mare, cu atât ai nevoie de mai multă energie să o produci. Ai nevoie de mai multe antene de unde să fie transmisă, adică puse mai apropiat antenele între ele. Undele astea circulă nu doar prin aer, ci și prin obiecte, ziduri, inclusiv prin corpul omenesc. Cu cât există mai multe antene care creează astfel de unde, cu atât vor fi unde mai multe și mai dese care vor trece prin corpul omenesc. Spuneam mai devreme că undele astea de la telefonia mobilă nu sunt ionizante, adică nu modifică structura internă a celulelor umane, dar chiar și la cele neionizante, cu cât sunt mai multe și la o frecvență mai mare, pot face atomii din aceste celule să vibreze. Pe acest principiu funcționează, de exemplu, cuptorul vostru cu microunde. În cuptorul cu microunde, mâncarea care este pusă la încălzit este bombardată cu unde de o frecvență înaltă, care, deși nu modifică structura mâncării, fac ca moleculele de apă din aceasta să vibreze. Când moleculele vibrează, ele se freacă între ele și astfel creează căldură. De asta mâncarea se încălzește. Revenind la 5G, haideți să facem un rezumat. Radiația emisă de la antenele GSM, 3G, 4G, 5G, nu este ionizantă. Deci nu te va afecta ca cea de la Chernobyl. Cu cât vrei să faci internetul mai rapid, cu atât ai nevoie de o undă mai deasă, deci de antene mai multe și mai puternice, care implicit vor împrăștia mai multe unde.
anumite frecvențe de undă fac ca moleculele să vibreze. Îngrijorarea legată de 5G este că folosește frecvențe care pot intra în spectrul care să ne afecteze din acest punct de vedere. De principiu, șansele să nu fim afectați de 5G sunt mai mari decât cele în care să fim afectați. Dar și asbestul era considerat sigur acum 30 de ani. Dacă vrem să evoluăm ca specie, va trebui să ne asumăm anumite riscuri. Câtă vreme riscurile sunt calculate, beneficiile pot fi imense. Ne vedem mai jos la secțiunea de comentarii și promit că le voi citi pe toate. Bye!